V-ați întrebat vreodată oare cât de diferită ar fi lumea dacă am schimbat doar un singur lucru din trecut? Atunci haideți să ne imaginăm. Dacă Thor ar fi fost cel care caută echilibrul perfect în univers, obosit de războaiele nesfârșite de pe cele 9 tărâmuri, e normal că la un moment dat să vrea să pună capăt conflictelor și să aducă universul într-o stare de pace și prosperitate. Cum? Adunând cele 6 pietre ale infinitului. Dar cum ar putea el să le folosească puterea inimaginabilă? Mânușa infinitului, instrumentul folosit pentru a le controla, a fost făurită pe Nidavellir, în inima unei stele neutronice, dar la fel a fost făurit și Mjolnir, ciocanul lui Thor. Așa că nu e ridicol de presupus că o asemenea armă ar putea fi folosită pentru a concentra puterea pietrelor. Dar cum ar arăta atunci? Iată! Mjolnir, ciocanul infinitului, făcut din 620 de piese Lego. Fiecare față servește drept soclu pentru una dintre pietre. Capul ciocanului este făurit tot din metalul sfânt Uru, însă arată mult mai extravagant, cu modele și aliaje de suprafață care reflectă puterea incredibilă dinăuntru, precum și gloriosul scop de a aduce echilibru în univers. Ciocanul l-am construit din piese Lego virtuale, dar ar fi super tare ca într-o bună zi să avem atâtea piese metalice cromate încât să putem transforma ciocanul ăsta într-unul adevărat. Închipuiți-vă doar ce putere cosmică imensă ar avea. Mai rămâne o singură întrebare. Cum și-ar atinge Thor scopul? Ar cădea în aceeași capcană ca și titanul nebun Thanos, încercând să elimine jumătate dintre toate viețuitoarele din univers? Sau ar găsi o cale mai bună? Și cum ar declanșa puterea asta incredibilă? Lovind cu ciocanul de pământ sau de o nicovală? Nu știu cum ar arăta lumea dacă Thor ar fi devenit cea mai puternică ființă din univers, dar ideea m-a inspirat să creez construcția asta Lego și sunt curios dacă vă inspiră și pe voi să construiți ceva din acest univers paralel, să zicem. Dacă da, atunci vă urez Thor l-a construit! Dacă vrei să mai vezi un video, apasă pe ecranele de deasupra mea și nu uita să te abonezi apăsând pe bulina de lângă mine. Ne vedem!